Partida de joi dintre Astra Giurgiu și azi Alkmaar este considerată o întâlnire dificilă pentru Astra. Câteva statistici vorbind clar despre performanțele echipei olandeze. Azi Alkmaar este câștigătoarea două campionate ale Olandei în 1981 și 2009 și a patru cupe și a jucat aproape an de an în cupele europene din 2004 încoace, lipsind doar două sezoane din ultimele 11. Cea mai bună performanță din istorie este finala cupei UEFA în sezonul 1980-1981, iar în sezonul 2004-2005 echipa a atins semifinalele aceleiași competiții. Și în ultimii ani azi a avut parcursuri extrem de bune în Europa League, reușind să ajungă în sferturi în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014. De cealaltă parte, trupa lui Shumudic a început bine campionatul și a reușit să se instaleze pe primul loc cu 14 puncte, după victoria cu Voluntari 2-1. Revenind la AZ Alkmaar, acesta se află pe locul 15 după ce a reușit să obțină doar un punct în primele două etape. În prima rundă a pierdut cu 0-3 în fața lui Ajax, iar în acest weekend a terminat la egalitate 2-2 cu SBV Excelsior. Alte cifre desprinse din statistici arată că diferența dintre cele două formații nu este atât de mare cum pare la prima vedere. Este vorba despre valoarea lotului, numărul de internațional, media de vârstă și jucătorii străini. La ora actuală, 16 echipe sunt calificate direct în grupele Europa League. Este vorba despre Schalke 04, Napoli, Tottenham, Hotspur, Villarreal, Olympic de Marseille, Dnipro, Braga, Fiorentina, Anderlecht, Liverpool, Beşiktaş, Lokomotiv Moscova, Augsburg, Asteras Tripolis, FC Groningen și Sion. Meciul săptămânii pentru Giurgiu Ven rămâne partida turcu AZ Alkmaar din Olanda, care va conta pentru calificarea în grupele Europa League. Partida se va desfășura pe Marina Anastasovici și joi 20 august începând cu orele 19 și biletele de acces pe stadion au fost deja puse la vânzare, online pe eventbook.ro și la casele de bilete din piața centrală și cartierul Tineretului, între orele 10 și 18. Ca și la partidele cu West Ham United și FCSB, un bilet la peluză costă 10 lei, la tribuna 2 20 de lei, la tribuna 1 sectoarele 1, 5 și 8 12-30 de lei, în timp ce la tribuna 1 central, sectoarele 6 și 7, prețul unui bilet este de 40 de lei. Oficialii clubului Astra mai anunță că biletele cumpărate online cu opțiunea ridică de la casele de bilete pot fi ridicate doar de la casele de bilete din Giurgiu, inclusiv în ziua meciului. Cupa Ligii revine în actualitate după ce astăzi la ora 11 la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a avut loc tragerea la sorți a primului tur al Cupei Ligii Adeplast, ediția 2015-2016. La eveniment au participat în premieră alături de oficialii cluburilor și suporterii a echipelor înscrise în competiție. Astfel au fost stabilite cele 6 meciuri din optimile de finale ale Cupei Ligii Adeplast. FC Voluntari, Astra, Pandurii, Dinamo, Concordia Chiajna, FC Botoșani, CSM Iași, CFR Cluj, Viitorul, CSU Craiova și ACS Poli Petrolul. Steaua și ASEA Târgu Mureș nu au intrat în urne fiind calificate direct în sferturi. Câștigătoarea ediției 2015-2016 a Cupei Ligii Adeplast la fotbal va fi recompensată cu 400.000 de euro, un premiu mai mare decât cel din sezonul trecut. În plus, conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal face toate demersurile ca valoarea financiară a competiției să fie dublată și de cea sportivă. LPF dorește ca unul dintre locurile alocate României în Europa League să fie atribuit câștigătoarei acestei competiții. Anul trecut, ediția 3-a Cupei Ligii 2014-2015 a debutat pe 16 iulie 2014 și s-a încheiat pe 20 mai 2015. Astra Giurgiu s-a oprit în semifinale după 2-0 acasă cu Steaua și 0-3 în deplasare. În cealaltă semifinală, Pandurii a învins Dinamo, scor general 5-2. Câștigătoarea trofeului de anul trecut a fost Steaua, care s-a impus cu 3-0 în fața Pandurilor de la Târgu Jiu. Câștigătoarea nu a avut un loc asigurat în Europa League, dar a câștigat un premiu în valoare de 265.000 de euro. Tenisul de masă este unul dintre puținele sporturi care nu au intrat în pauza de vară, cel puțin la Giurgiu. Anghel Corbu, antrenorul de profil al CSM Dunărea, a participat în weekendul trecut la o puternică competiție desfășurată la Buzău. Se vorba despre Cupa Federației Române de Tenis de Masă, unde CSM Dunărea Giurgiu a participat cu juniorii 3 și copiii de 90 ani. A fost o competiție cu criteriu de selecție în vederea selecționării, formării loturilor reprezentative ale României pentru participarea la campionatele europene de mini cadeți din Franța, în septembrie. Tenismanii de la Giurgiu au avut o prestație bună și mai ales au avut ocazia să susțină meciuri puternice în compania unor adversari de mare valoare. Eu sunt mulțumit de rezultate, având în vedere că am jucat în fața celor mai buni jucători din țară. S-au prezentat 20-25 la fiecare categorie de vârstă, deci au fost categoriile de vârstă 10-11,
fete băieți și numai 12 fete băieți. Astfel, sportivul Dragoș Carabulea, la categoria 12 ani, a obținut locul 10 la nivel național, la aceeași categorie venind pe locul 12 și Alexandra Pavel. O prestație deosebită a avut Marina Bănaru, care a ratat intrarea în semifinale de la scorul de 2-2 la seturi și 18-18 în prelungirile setului 3. Însă sportul merge înainte și tenismanii de la CSM se pregătesc deja pentru viitoarele competiții. Vom participa la campionatele naționale de copii, tot la Buzău se va desfășura. Este perioada, prima decadă a lunii septembrie, în care vom deplasa echipele de fete și băieți, copii 8-10 ani. Imediat după această competiție, o premiere la sfârșitul lunii septembrie, în sala polivalentă, se va desfășura campionatul național divizia B, echipe fete și băieți, în care suntem angrenați cu ambele echipe de seniori, fete și băieți.